La inițiativa Organizației Părinților cu Copii cu Dizabilități, cu sprijinul susținut al organizațiilor olandeze Festok și Vacher, s-a născut Fundația pentru Voi. Aceasta venea să răspundă întrebării ce vor face copiii noștri când vor deveni adulți și noi nu vom mai fi. Uitându-mă în urmă la cei 15 ani de existență ai Fundației pentru Voi, cred că nu am avut neapărat o strategie de dezvoltare, ci ne-am dezvoltat datorită nevoilor beneficiarilor noștri. Atunci când am sesizat o nevoie, atunci am dezvoltat un serviciu care să răspundă acestei nevoi. Primul pas a fost făcut în 1995. Fundația pentru voi a încheiat o convenție de colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Persoane cu Handicap Timiș, avizată de Secretariatul de Stat pentru Handicapați. În dezvoltarea permanentă pe care a cunoscut-o pentru voi, a beneficiat de sprijinul unor organizații internaționale și de implicarea directă a unor persoane care au devenit mai apoi prieteni ai fundației. Aceștia s-au implicat în primul rând în formarea personalului, în dezvoltarea managementului organizațional, în acțiunile de lobby și advocacy pentru modificarea legislației din România privind persoanele cu dizabilități intelectuale. 1997 a reprezentat anul nașterii Centrului de Recuperare și Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap. Era primul centru de zi pentru adulți cu dizabilități intelectuale din România, transformat apoi în Centrul de zi împreună. Încă de la înființare, acesta a fost finanțat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Tot mai multe familii aveau nevoie de servicii specializate, astfel că centrul împreună, deși gândit inițial pentru 40 de tineri, a devenit gazda unui număr tot mai mare de beneficiari. Astăzi, centrul împreună oferă servicii pentru 84 de adulți cu dizabilități intelectuale în mai multe ateliere. Beneficiarii de abilități necesare practicării unei meserii, iar cei mai pricepuți dintre ei sunt ulterior angajați în întreprinderea socială pentru voi sau pe piața liberă a muncii. În 1998 s-a înființat grădina terapeutică, care avea să i se alăture patru ani mai târziu un solar de legume. Totul a fost posibil prin intermediul unei donații din Marea Britanie, iar inaugurarea s-a făcut în prezența unor oaspeți din țară și din străinătate. Luna martie anului 2007 avea să marcheze inaugurarea centrului de zi la Dislautaci. Excelența sa, domnul Jaap Werner, ambasadorul Olandei și domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timișoara, au tăiat panglica noului centru. Acesta este frecventat în prezent de 52 de persoane cu dizabilități severe, multiple și cu comportament provocator, fiind primul de acest tip din România. Utilitatea acestor centre este foarte necesară pentru că oferă o posibilitate acestor persoane cu diferite dizabilități de a-și manifesta posibilitățile pe care le au. O altă premieră care poartă semnătura pentru voi a reprezentat o serviciul de angajare sprijinită înființat în anul 1999. Acesta oferă suport permanent pentru 20 de persoane angajate pe piața libera muncii și pentru 45 de persoane angajate în unitatea protejată pentru voi. În 2006, Fundația pentru voi a militat pentru introducerea articolului 78 din legea 448 pe 2006, care vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități intelectuale pentru incluziunea socială prin angajare pe piața muncii în unități protejate. Ca urmare a publicării acestui articol, în 2007 s-a înființat Unitatea Protejată pentru voi, care funcționează ca o întreprindere socială și are 45 de angajați. Activitatea unității protejate se desfășoară în următoarele departamente. Copy Center, atelierul de asamblări, croitorie și decorațiuni, atelierul de bricolaj. Și pentru că la Pentru Voi ideile bune se coc repede, în 2004 la Săcălaz a fost inaugurată Brutăria Pentru Voi. Lansarea s-a făcut într-un cadru festiv, în prezența unui număr mare de prieteni, colaboratori și finanțatori. Aici au fost angajate patru persoane cu dizabilități intelectuale și un brutar coordonator. La sfârșitul acestui an, brutăria se va redeschide după o amplă operație de retehnologizare. Pentru voi înseamnă și o serie de locuințe protejate: Dina, Dinu, Laura, Dora și Casa Cristian. Toate găzduiesc persoane cu dizabilități de dezvoltare. Centrul Respiro a fost înființat în anul 2007 și are un profil de îngrijire pe termen scurt. Prin serviciul de sprijin pentru viață în comunitate se oferă în permanență supraveghere și acompaniament. Periodic se organizează petreceri și carnavaluri tematice pentru beneficiari, iar în fiecare an au loc trei școli de vară pentru 150 de beneficiari. Serviciul la domiciliu s-a înființat în anul 2008 pentru beneficiarii care nu se pot deplasa la centrele de zi. În anul 2000, Janina Gendelon, autoreprezentant, a participat la întrunirea Intergrupului pentru Dizabilitate al Parlamentului European de la Strasburg, unde a povestit experiența sa. Și-a spus apoi povestia de viață și la Bruxelles, la Comisia Europeană. 2003 a fost și anul european al dizabilității, când Janina a participat la Atena la deschiderea anului în fața a 2000 de oameni, printre care președintele Greciei, membri ai Parlamentului și Comisia Europene sau miniștrii de resort din țările membre ale Uniunii Europene. Janina a fost unul din cei cinci europeni cu dizabilități care și-au prezentat mărturia personală, fiind singura persoană cu dizabilități intelectuale prezentă la eveniment. Vocea Ghizelei Gherben avea să fie auzită în cadrul unei campanii de lobby desfășurate împreună cu Inclusion Europe pentru dezinstituționalizarea în Europa de Est. Ghizela a ajuns și la Strasburg, unde a vorbit în Parlamentul Europei. 2001 a fost un an care a adus recunoașterea serviciilor create de pentru voi, a caracterului inovator și a calității acestora. Pe 15 noiembrie, Fundația a primit vizita majestății sale Regina Beatrix a Olandei. De asemenea, Fundația a fost vizitată de ambasadorul Suediei, excelența sa domnul Nils Revelius și de ambasadorul Olandei în România, excelența sa domnul Peter Jan Wolters. În 2002, pentru voi s-a bucurat de vizita baronesei Emma Nicholson, care a apreciat calitatea serviciilor oferite pentru adulții cu dizabilități. Începând cu anul 2003, pentru voi a demarat o amplă campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la problematica persoanelor cu dizabilități intelectuale. Învață să asculți, e normal să fii diferit, diferiți, dar împreună, pune-te în locul meu. Sunt doar câteva din sloganurile regăsite în materialele campaniilor desfășurate sub sigla pentru voi. Anul 2004 a însemnat debutul Jocurilor Regionale Special Olympics pentru persoane cu dizabilități intelectuale. Începând cu anul 2006 au avut loc anual conferințe naționale pentru autoreprezentanți, fiind singurele de acest gen din România. În anul 2006 a fost inițiat programul de voluntariat Un Prieten pentru Tine. Prin intermediul acestuia, persoanele interesate să se implice într-un program de voluntariat își pot petrece câteva ore din timpul lor liber alături de o persoană cu dizabilități. În anul 2007, grupul Pentru Voi a participat la Festivalul European al Muzicii pentru Persoane cu Dizabilități Intelectuale din Portugalia, unde a avut o reprezentație deosebită. Grupul a mai participat în anii următori și la alte festivaluri din Ungaria și din țară, de fiecare dată fiind primit cu multă căldură. În 2009 s-a organizat o amplă campanie de informare și conștientizare în cadrul proiectului Autismul nu dispare la 18 ani, cu impact asupra comunității locale. În 2010, pentru voi a primit vizita doamnei Roberta Anastase, președintele Camerei Deputaților. În anul 2000, doamna Laila Onu a fost decorată cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer de către președintele României, domnul Emil Constantinescu. Domnul Lauren Selmendor, președintele Fundației Pentru Voi din acel an, a fost decorat de către președintele României, domnul Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni. În anul 2004, domnul Victor Wallström, colaborator apropiat al Fundației Pentru Voi, a primit din partea președintelui României de la acea vreme, domnul Ion Iliescu, ordinul de merit în grad de cavaler. Doamna Tienke Bruer și doamna Iose Jansen, membre în Consiliul de Administrație al Fundației Pentru Voi, au primit diplome de onoare ale Prefecturii Județului Timiș. Proiectul diferit, dar împreună, a câștigat Marele Premiu la gala societății civile care a avut loc în luna mai 2008 la Ateneul Român din București. Același proiect a fost recompensat și cu premiul Handi pentru România, sub patronajul președinției franceze a Uniunii Europene, în cooperare cu Forumul European al Dizabilității. În anul 2009, același proiect câștigă premiul Picătura Chinezească pentru Impact și Consecvență în cadrul Galei Premiilor Participării Publice organizate de Centrul de Resurse pentru Participare Publică la București. Tot în acest an, pentru voi a primit și premiul Cea mai bună campanie de voluntariat public pentru proiectul Un prieten pentru tine, în cadrul premiilor Galei Oameni pentru Oameni 2009. Am demarat acum lucrările de construcție a celui de-al treilea centru de zi al Fundației pentru voi, cu finanțare a Uniunii Europene în cadrul unui proiect pe fonduri structurale, în care va funcționa și atelierul de tipografie al Fundației pentru voi. Sper că în următorii 15 ani să avem aceeași dezvoltare pe care am avut-o în ultimii 15 ani și să uh, reușim să răspundem nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și să ne bucurăm de același sprijin din partea comunității timișorene ca și până acum.